Doamne ajută și bine v-a rezist, stimați iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu o temă care este foarte interesantă. Un corolar este această temă al mai multor teme pe care le-am abordat în emisiune precedente, fiindcă astăzi l-am invitat din nou pe domnul comandor Ioan Damaschin, doctor în istorie. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Și facem în această emisiune precizări necesare pentru a aduna cumva informațiile pe care le-am dat în emisiunile precedente, pentru a face niște concluzii, după cum ne-ați propus, domnule comandor, referitoare la strămoșii noștri, la cine suntem noi sau ai căror strămoși suntem noi urmași, ce spiritualitate moștenim și, de fapt, cine suntem noi românii. Ca să știm de ce să avem demnitate națională, pe care de multe ori am constatat că românii au uitat-o. Așa că, stimate domnule comandor, în emisiunea precedentă am rămas la Zalmoxis și dezbăteam, în timp ce se apropia gongul final, gongul emisiunii, dezbăteam aceste precepte pe care învățătura zalmoxiană le-a lăsat prin intermediul acelor cronicari străvechi, cum a spus Strabon, Iordanes și alții. Herodot. Și Herodot. Au rămas ele în cultura antică. Sau antică, așa se spune mai corect accentul. Deci, Zalmoxis a spus dumneavoastră, și citându-l pe să zicem Strabon, care a fost în secolul I înainte de Hristos, a trăit, întorcându-se la el în țară, s-ar fi bucurat de o mare trecere la conducător și la popor, întrucât, întemeiat pe semne cerești, el făcea prorociri. În cele din urmă l-a convins pe rege să-l facă părtaș la domnie, spunându-i că este în stare să-i vestească voința zeilor. Strabon în geografia sa. Deci, Zalmoxis se întorcea în țară. De unde? Păi se întorcea din zona Egiptului, deci de la vechii egipteni, unde și unde știm că era o civilizație cu peste 2500 de ani înainte de Hristos. În spate, trei milenii. Noi nu reușim să descifrăm întreaga civilizație egipteană, pentru că cu greu ne explicăm cum au fost construite celebrele piramide și cum au fost construite acele măști și acel sarcofag de aur al lui Ramses al II-lea sau altor faraoni. Deci el era un om de o inteligență ieșită din comun și a venit încărcat cu învățături și nu numai opinii filozofice, ci cu învățături care se le poate aplica practic în viața poporului din care provenea. E foarte interesant ce spuneți și ce se știe în general despre Zalmoxis, că a avut o parte inițiatică în activitatea sa, în viața lui, în temple egiptene, de la preoții egipteni. Din cauza că noi am arătat într-una dintre emisiunile precedente că și civilizația aceasta egipteană a fost indusă, adusă poporului din Egipt, din Africa de Nord,
de către o civilizație anterioară a pelasgilor, de care ziceam și care aveau legătură tot cu strămoșii noștri, tot erau de-ai noștri, cum se spune, sau noi suntem de-ai lor, care era cu 3.000 de ani în urmă față de momentul acesta pe care îl descrieți, din primul mileniu înainte de Hristos, când era Zalmoxis. Și faptul că i-a căutat pe aceia arată că, de fapt, din învățătura foarte veche, pe care probabil că nu mai aveau adusă la zi în momentul acela concetățenii lui Zalmoxis, s-a dus la egipteni, unde ea era păstrată în cercurile inițiatice, la nivel de elită a egiptenilor, ale cercurile egiptenilor, deci în temple egiptene. La fel și Moise, cu aproape 700 de ani înainte de Zalmoxis, și el a fost instruit tot în temple egiptene, în aceeași filozofie, în aceeași pregătire științifică, și tradițiile pe care le-a preluat de la egipteni l-au făcut să scrie Pentateuhul, facerea, Geneza. E foarte interesant și foarte important, fiindcă la 1400 înainte de Hristos, când a trăit Moise și a scris Pentateuhul, la 1800, când a trăit Avram și a plecat din Urul Caldei, în cei 400 de ani dintre acești mari proroci, patriarh, că și Avram era și patriarh și proroc, Avram, proroc, la fel și Moise, mare proroc, între aceștia s-au dezvoltat prin Isaac și ulterior Iacob, care a devenit Israel, au apărut cei 12 patriarhi ai Israelului, fiii lui Israelului, Iacob. Iacob, da. Și aceștia erau, s-au născut din mariajul, căsătoria lui Iacob, care ulterior a fost numit Israel, lui Iacob cu Rahela și Lia, care erau fetele mesopotamiene. Legătura dintre Avram și neamul său, care era reprezentat de către Laban, tatăl Liei și al Rahelei. Rahela se pronunță așa, dar Rahela era în Mesopotamia antică, deci rezonanța acestui nume, și Laban era nepotul lui Avram. Laban, tatăl acestor fete. Și l-a trimis pe Isaac, l-a trimis pe Iacob, fiul său, să-și caute în rudenia tatălui său, acolo să-și caute femeie. Și așa s-au născut, practic, cei 12 patriarhi ai lui Israel. Deci, între Mesopotamia, între caldei și israelieni, este israeliteni, să spunem așa, mai corect, este o legătură de sânge. Și acolo, caldeii aceia erau tot traci, indo-europeni, să fim normali în ceea ce gândim și să înțelegem lucrurile respective. Și să vedem de ce limba română este atât de apropiată ca și pronunție, ca și consoane de limba ebraică veche, ș, ț, î, și de limba chineză, la fel. Și ei au aceleași consoane ca și noi. Trei limbi sunt care au asemenea lucruri pe pământ. Chineză, ebraică și română. Mergem mai departe. Mai departe să vedem cum a devenit Zalmoxis zeu. Tot Strabon este cel care ne relatează ascensiunea lui Zalmoxis, tocmai datorită înțelepciunii sale, a relațiilor sale cu căpeteniile dacilor. Iată ce spunea Strabon. La început el a fost ales mare preot al celui mai venerat zeu de-al lor, iar după un timp a fost ocotit el însuși zeu, iar după aceea a primit și numele de zeu. Deci iată cum un mare învățat, un erudit, așa cum îl numea Iordanes, care spunea că era un filozof cu o erudiție de admirat. Acest zeu,
Zalmoxis le-a transmis dacilor acele învățăminte despre valorile vieții și despre viață în general. Așa numitele legi ale lui Zalmoxis, care, dacă le amintim și încercăm să le traducem și să le transpunem în zilele noastre, vom vedea câte învățăminte au rămas de-a lungul celor aproape 3 milenii de când Zalmoxis le-a formulat și le-a transmis. Deci a adunat toată tradiția pe care a reaprins-o, să spunem așa, în templele egiptene pe care le-a vizitat și în care s-a inițiat, adică a revigorat practic tradiția din care făcea parte el însuși și le-a readus pe meleagurile sale, fiindcă ele erau compatibile cu genomul locuitorilor acelor meleaguri. Adică cei Carpato-Danubiano-Pontici, adică locuitorii acelor zone. Nucleul Traciei, practic. Dezvoltări de popoare antice. Deci tracii, am discutat noi că erau de la de Germania de astăzi, de unde îi vorbește Dunărea, în zona aceea, cum sunt danezii astăzi și landul Bavaria din Germania și cam din zona aceea, până în Iberia, în peninsula iberică, actuali spanioli, trăiesc acolo, și Tracia se deschidea spre Asia Mică, spre Orientul Apropiat, erau toată zona aceea cu peninsula balcanică, cu ceea ce reprezenta nordul Italiei, erau acolo prezenți. Că s-au numit într-o anumită perioadă celți, că le-au spus galii, că le-au spus, dar erau toți indo-europeni. Aveau o limbă comună, adică aveau o rădăcină comună a limbii vorbite pe care o aveau ei acolo. Și aceste lucruri sunt foarte greu de recunoscut și nu le convine nimănui. Nu convine nimănui să știe că cei care păstrează cel mai viu grai din perioada aceea sunt chiar românii ăștia, care sunt disprețuiți la nivel de Uniunea Europeană. Suntem pe ultimele locuri din punctul de vedere al civilizației moderne. Da, lăsăm politica, fiindcă n-are rost să categoric trebuie să facem aprecieri în funcție și de contextul politic și istoric care ne-a adus în situația aceasta. Dar la nivelul la care ne referim în antichitate, în vremea lui Zamosis sau a marilor regi, Burebista, Decebal, Deceneu, erau foarte apreciați și foarte buni conducători de state. Deci state aglutinate, nu erau triburi izolate care nu puteau fi conduse, dar mai ales că beneficiau de acești buni conducători și de învățămintele acestui zeu Zalmoxis. De fapt, tracii erau vestiți în lumea antică pentru aceste învățături, pentru filozofia lor de viață, fiindcă erau oameni drepți și viteji. Și de aceea, Herodot, cei mai drepți și mai viteji dintre traci, daci, geto-daci, sau geții, sau daci. Deci asta este o treabă foarte importantă, fiindcă erau cei mai drepți și mai viteji, adică toți erau drepți și viteji. Și ne aducem aminte din poporul nostru, din tradițiile noastre, nu mai devreme decât secolul al XX-lea, la început, al XIX-lea, cum nu erau încuiate porțile de la
de la care mărgineau, de la gardul care mărginea proprietatea. Deci cu poarta, ușa în casă, oamenii nu știu cheamă, puneau un băț în poartă ca să spună că, să știe oamenii că sunt plecați. Nu existau furturi, nu exista nici organizat sistemul respectiv de urmărire a hoților, a tâlharilor, că nu existau. Și fiecare avea o anumită stare materială pe care o aducea concepția de viață transmisă din moș strămoș, cum se spune. Da, și dacă toate aceste lucruri se petreceau în acest mod, desigur trebuie căutată originea tot în zeul Zalmoxis, în învățăturile lui despre viață și în marii conducători de care au beneficiat dacii. Și pentru că spuneau că sunt cei mai viteși. Ei erau cei mai viteși pentru că nu aveau frică de moarte. Dimpotrivă, prin practicarea acelor sacrificii umane, se apropiau de Dumnezeu în concepția și în credința getodacilor. Și Zalmoxis le-a transmis această prorocire tocmai pentru că a promova vitejia lor. Și iar faptul că erau cei mai drepți, tot din învățăturile lui Zalmoxis se trag rădăcinile, pentru că aveau simțul dreptății, simțul loialității, simțuri pe care în timp au fost deturnate, au fost deteriorate, au fost inversate. Mi-aducem aminte, estimate domnule comandor, de exemple din Evul Mediu, din perioada ulterioară acestora, în care acestor veacuri pe care l-ați evocat. Vlad Țepeș a vrut să-i punem la punct, să redevină românii așa cum erau strămoșii lor. Și știm ce a făcut. Bine, relatările au fost puțin cam anecdotice. Vlad Țepeș este o personalitate deosebită și care a fost puțin discriminată în modul în care au fost făcute relatări despre personalitatea sa, despre el. Ar trebui să punem accentul, fiindcă știm că știu că sunteți preocupat de asemenea lucruri, și asupra celor persoane, exemple vii din neamul nostru, care au căutat să readucă la nivelul acela deosebit de înalt de trăire popor român în zilele mai apropiate de noi. Da, pentru că ați vorbit de Vlad Țepeș, cred că este cazul și trebuie să e datoria noastră, a istoricilor și a oamenilor în general, să reevaluăm acest mare domnitor al românilor, pentru că nu e nici pe departe cel mai crud dintre conducătorii Evului Mediu la nivel european, ca să ne referim doar la acest areal, și va trebui să-l reevaluăm și să arătăm care a fost valoarea lui reală, ca din punct de vedere al modului de a conduce un stat și de a se apăra de răufăcători. Și știm că Evul Mediu a fost un event întunecat pentru evoluția omenirii. Și la figurat. Deci vă propun, stimate domnule comandor, să continuăm cu exemple din istoria poporului român de oameni, personalități care au făcut ca aceste valori ale strămoșilor noștri antici să fie scoase la iveală și să se regenereze practic din punct de vedere moral popor român. Dar asta după. Să rămânem o temă viitoare. Să vedem ce avem de spus despre această filozofie a strămoșilor noștri, care este foarte interesantă. Este precreștinism clar. Revenind la învățăturile lui Zalmoxis pe care le transmitea
poporului dac. Ele se refereau în general la, ca să dau doar câteva exemple, la suferință, la frică, la vinovăție, cunoaștere, ritualuri, cultul morților, la femeie, concret la femeie, la părinți, relațiile dintre copii și părinți, binele și răul. Binele și răul. Iată, dacă ne referim, să zicem, la suferință, el spunea așa, drumul suferinței nu este drumul iubirii. Deci vezi câtă înțelepciune se transmite prin astfel de legea lui Zalmoxis. Pe treptele suferinței nu urci, ci cobori, căci treptele acestea nu formează scări spre cer, ci spre adâncurile întunericului. Aceste lucruri sunt foarte profunde. Adâncurile întunericului, la care se referea în această învățătură, se regăsesc și în Biblie, în Geneză. Și ce spune primele fraze, cum sună primele fraze din Geneză, din Facerea? Că Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor, dar înainte de asta, deasupra genunii, adică întunericului, adâncul întunericului. Acolo este referirea aceasta. Și noi știm că omul este, care e conceput după chipul lui Dumnezeu, are o profunzime deosebită care se numește inconștient, profundul inconștient. Conștientul, subconștientul și inconștientul. De acolo vin toate pulsiunile sale, toate trăirile sale care sunt de natură să-i conserve viața, deci impulsul sexual, impulsul, practic, bătaia de inimă și toate care întrețin viața și perpetuează și specia. De acolo vin impulsurile acelea care sunt de bază pentru a putea să trăiască, să viețuiască. Din acest această provozimă a inconștientului. Adâncul întunericului se referă la acest, la omul care este microuniversul și care reflectă macrouniversul. Continuă. Iată că din această prorocire a lui Zalmoxis rezidă și această vitejie. Dacă ne referim și la ceea ce spunea Zalmoxis despre frică, spunea că ruina înțelepciunii este frica. Frica paralizează puterea omului. Deci, faptul că erau neînfricați în luptă justifică și ceea ce ne-a lăsat Herodot despre daci și, evident, și de unde își trag rădăcinile aceste sentimente ale dacilor. Deci ei credeau în nemurirea sufletului, scurt, și în învierea morților. Da, categoric, așa este, după ritualurile dacilor, evident că aceasta reiese, că ei credeau în nemurirea sufletului și că sufletul ajunge la Dumnezeu. Din perioada aceea știm foarte bine că grecii, care au absorbit foarte multe elemente din mitologia tracică, grecii se plângeau că prea mult influențează tracii pe ei. Și când și-au creat cu 2000 de ani înainte de Hristos toată filozofia lor și și mitologia grecilor. Și prea mult au luat de la traci și prea se simțeau cumva dezavantajați, să-i spunem așa, din cauza acestor elemente foarte profunde și puternice și care influențau practic cultura lor, cultura tracică. Era mult mai veche decât a lor, da. Da, categoric, așa e. Cu Dionisos, cu Vița de Vie, câte aspecte. Apropo de ritualuri și cultul morților, Zalmoxis spunea
că idolii tăi, precum icoane și statui, sunt faceri de mâini omenești și puterea lor vine din credința ta în ei. În ei, iar focul sacru este viu și curăță sufletul, pe când idolii doar încântă privirea. Deci, mai spuneți odată că sunt multe aici care și trebuie comentate. Idolii tăi. Idolii tăi, precum icoane și statui, sunt faceri de mâini omenești. Și puterea lor vine din credința ta în ei. În idolii respectivi. Focul sacru? Focul sacru este viu și curăță sufletul. Deci este cu totul altceva decât lucrurile făcute de mâini omenești. De mâini omenești, da. Pe când idolii doar încântă privirea. Încântă privirea. Câtă apropiere față de creștinism este și față de Vechiul Testament, din prima poruncă, să nu-ți faci idol, să nu faci chip cioplit, din poruncile acelea, din Decalog. Câtă apropiere. Deci, privirea din afară pe care Sfinții Părinți Ortodoxi o condamnă din toate felurile, adică partea de în afara omului, imaginea respectivă și aceste imagini i-au căzut prizonieri oamenii din zile de astăzi. Trăiesc mai mult în afară decât în sine, în interior. Au părăsit legătura cu Dumnezeu, fiindcă chipul lui Dumnezeu fiind sufletul din om. Sufletul este în sine, nu este înăuntru, nu este în afară. Și acest, iată, ceea ce spune Zalmoxis este și ceea ce spune Iisus Hristos când îi învață pe oameni despre modul în care ar trebui să raporteze la Decalog, la cele 10. Și Sfântul Apostol Pavel vorbește despre lucrurile acestea, despre privirea din afară și despre aceste facerea mâinilor, lucrurile făcute de mâini omenești, idolii respectivi. Și pentru că ați vorbit de cunoașterea de sine, iată ce spunea Zalmoxis: când omul reușește să se cunoască pe sine, atunci va putea să vadă și lumina sufletului și astfel se va mântui. Dar mai înainte a vorbit despre lumina. Iarăși este o treabă importantă. Dacă Dumnezeu ar fi avut ceva de ascuns față de om, nu i-ar fi dat darul cunoașterii. Cunoașterea, ca și lumina, este de natură divină. Deci cunoașterea și lumina sunt mână în mână, cum s-ar spune. Sunt două fețe ale aceleași monede. Deci lumina și cunoașterea sunt din ce parte le privești. Dar lumina este la fel. Lumina înseamnă cunoaștere, de fapt. Dar depinde din ce unghi privești lucrul respectiv. De aceea și cuvântul iluminați. Care ulterior a fost atribuit în mod nemeritat altora. Altora, da. Dar la origine este un cuvânt de natură divină. Iluminați. Adică au primit lumină și cunoaștere de la Dumnezeu. Cine a spus primul că eu, lumină, am venit în lume? S-a identificat cu lumina. Hristos Iisus. Iisus Hristos, sigur că da. Cum am spus noi în ebraică, Yeshua, Mesia. Mesia, Mesia. Mesia. Deci, în greacă, Iisus Hristos. În limba latină, Hristos, cu C. Deci, să știm în ce termene adresăm, despre cine vorbim. Deci, eu, lumină, am venit în lume. Îi învăța pe oameni în continuu. Zalmoxis nu făcea la fel? Era precursor al lui Hristos. Printre precursorii lui Hristos, Zalmoxis. De aceea este, poporul acesta a avut o religie precreștină. Chiar dacă au fost idolatri la început, adică mai înainte de Zalmoxis, el a pus punctul pe ei. Și de acolo au devenit ei monoteiști. Practic, zeul suprem a devenit Zalmoxis, care reprezenta pe zeul cel mare al lor. Se lega de timp, acel zeu cel mare al lor, al tracilor. Dar Zalmoxis, în ultimele secole, a influențat atât de mult pe daci, încât atunci când s-a răspândit creștinismul, nu-i mai venea să plece lui Andrei de aici, de pe pământurile dacilor. Dacilor, da. Așa de bine l-au primit și de au continuat firesc toată învățătura respectivă. Precizările făcute de Iisus Hristos au mers la inima românilor de la bun început.
fiindcă ei erau deja pregătiți să-L primească pe Hristos. Era continuarea perfectă a ceea ce începuse Zalmoxis și alții înaintea lui cu mii de ani în urmă. Da, cred că ar trebui să ne să facem referire și la binele și răul. Binele și răul. Când se spune, spunea Zalmoxis, ia seama când dai ceva bun celui rău, căci răsplata lui pentru tine va veni din răutatea lui. Și deci ia seama, înțelepciune. Ia seama când dai ceva bun celui rău. Celui rău. Căci răsplata lui pentru tine va veni din răutatea lui. Cine spunea oare că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om? Că din prisosul inimii sale grăiește gura omului. Iisus Hristos a zis treaba aceasta. Deci asta este o treabă foarte importantă. Că din prisosul inimii sale grăiește gura omului. Dacă inima lui este plină de necurăție, e plină de răutate, omul acela și când face binele, îl face rău. De aceea există un proverb în limba română despre omul acesta: când face binele, îl face rău, și când face rău, îl face bine. Face bine, da. Există această apreciere despre unii oameni. Depinde cum le este inima lor, cu ce este mobilată, de ce este ocupată inima aceea. Și atunci, dacă am zis de rău și de bine, de ce să nu spunem atitudinea față de părinți a acestor daci? Care era? Spunea că, despre părinți, spunea că pe tatăl tău și pe mama ta să-i cinstești dacă ei urmează lumina lui Dumnezeu. Iar dacă ei se află cu mintea în întuneric, să fugi de ei. Așa va fi bine și vei trăi mulți ani. Aici se apropie foarte mult de porunca a șasea din Decalog, care spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine ție aici pe pământ și să trăiești mulți ani. Da, el face totuși și o deosebire, că nu întotdeauna părinții, și iată, putem să vedem chiar și astăzi, nu întotdeauna părinții își educă copiii în cele mai bune cu sentimente și trăiri ale vieții, și atunci Zalmoxis spunea că dacă ei se află cu mintea în întuneric, să fugi de ei. Deci face referitor tocmai la aceste situații, când relația dintre părinți și copii, când copiii sunt crescuți într-o altă credință și predispuși să facă mai mult rău decât bine atunci când vor deveni la rândul lor părinți sau oameni maturi. Iar aici aș vrea să facem o referire și la ce spunea Zalmoxis despre femeie. Spunea că femeia dă iubirii inimii, căci poate intui adânc și poate vorbi sufletului. I-am citit soția fiind medic. Deci femeia dă iubire inimii. Da. Căci poate intui adânc și poate vorbi sufletului. Intuiția feminină este proverbială. Proverbială. Nu poate fi ignorată. Și aici, din punctul ăsta de vedere, trebuie suntem să diferiți. Suntem diferiți. Bărbații și femeile sunt diferiți. Așa. Cei care susțin lucru contrar sunt în afara normalului, logicii normale. Da, și vorbeam, spuneam că i-am citat soției această prorocire a lui Zalmoxis. Doamna și, doctor, Floarea Damaschin, da? Și de câte ori avem o discuție mai, știu, nu întotdeauna... Mai tensionată? Mai tensionată, dar cu păreri diferite față de un anumit aspect al vieții de familie, îmi amintește de Zalmoxis și atunci... Nu uita ce spune Zalmoxis despre femeie, că dă iubire inimii, că ea poate intui adânc și ea
se poate adresa sufletului. Deci, iată, și când un copil devenit om matur și rătăcind prin alte meleaguri, când vrea să se întoarcă acasă și le apucă dorul de casă, la cine se gândește prima oară? La tatăl lui sau la mama lui? Mama lui. Ca la mama acasă. Deci este o treabă foarte clară. Suntem diferiți și trebuie să dăm femeii ceea ce este al ei. Relația dintre... sensibilitatea, profunzimea, intuiția, câte și mai câte. Sigur, relația dintre mamă și copil și indiferent dacă este băiat sau fată, chiar și atunci când ei au devenit oameni maturi, este o relație mult mai strânsă, pentru că are această... pleacă de la cordonul umbilical până la urmă. Deci, care este și arătat în trup. În trup și... ca materializare a concepției filozofice, a luminării din partea lui Dumnezeu, ca să, să înțelegem ceea ce suntem și de ce venim și cum plecăm de pe pământ. Dar am ajuns la Dumnezeu. Ce spune Zalmoxis despre relația cu Dumnezeu? Este foarte interesant. Despre relația cu Dumnezeu, Zalmoxis are mai multe prorociri, mai multe... învățături? Învățături. Mai multe zice, cum se mai exprimă unii în zilele noastre, mai multe ziceri. Spunea că omul este propriul său stăpân, dacă are credință în Dumnezeu. Atenție mare, stimați și iubiți ascultători și privitori, popor român, dacă vrea să fie stăpân pe soarta lui, nu trebuie să voteze într-o parte sau într-alta sau alte concepții de moment. Trebuie să aibă credință în Dumnezeu. Căci dacă are credință în Dumnezeu, are sufletul viu. Și când are sufletul viu, rațiunea, voința, sentimentul se împletesc într-un mod perfect. Pentru ceea ce trăiește poporul român astăzi, pentru ceea ce a trăit prin strămoșii românilor de astăzi și ceea ce vor trăi urmașii românilor de astăzi. Tot în relația dintre om și Dumnezeu se referă și următoarea zicere, în următoarea învățătură. Renunță la tot ceea ce nu ți aduce pace și mulțumire în viață. Calea suferinței nu duce la Dumnezeu. Deci, atunci când nu ai pace și mulțumire în viață... Renunță la tot ce nu ți aduce pace și mulțumire, în viață. Calea suferinței nu duce la Dumnezeu. Deci, aici cred că s-ar impune o anumită precizare. Fiindcă noi, în concepția creștină, știm că suferința este o cale de lată de răsplătire a păcatelor. Boala este urmarea unui păcat și suferința în cadrul unei boli, suferința asumată, acoperă o mulțime de păcate anterioare. Deci nu este suferința aceasta cea la care se referă, ci este vorba de întristarea la care se referă Sfântul Apostol Iacob. Iacob Apostolul. Ce spune acesta în scrisoarea aceea, în epistola sobornicească? Că întristarea după lume, după lumesc, după cei material, aduce moarte. Întristarea după Dumnezeu aduce viață. Deci este vorba de întristarea după lume aici. Numai că nu sunt precizările făcute, trebuia să vină Hristos ca să lămurească multe lucruri. Da. Poftiți! Spunea mai departe că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vieții, înăuntru vostru. Și ea cine a spus asta? Împărăția lui este înăuntru vostru? Înăuntru vostru. Iisus Hristos. Mai departe. Și ea vi se face cunoscută atunci când omul se cunoaște pe sine însuși. Deci iată învățătura că și trebuie să te cunoști pe tine însuți ca să cunoști, să ajungi la Dumnezeu. Trebuie să trăiești în sine, ca să te poți întâlni cu ceilalți. Fiindcă atunci când privești din afară, nici măcar pe tine însuți n-ai cum să te cunoști, dar minte pe ceilalți. Când arăți cu degetul
și judeci pe aproapele tău, trăiești în afară. În momentul în care începi să te analizezi pe tine însuți, să-ți vezi micimea, neputința și câte și mai câte imperfecțiunea pe care le ai pe toate odată, de-abia atunci, prin prisma acelor judecăți față de tine însuți, îi poți judeca pe ceilalți cu îngăduință, cu toleranță, cu dragoste, în așa fel încât să fie comuniune. Altfel nu poți. Altfel ești în afară. Iar în afară și întunericul sunt una și aceeași categorie filozofică la Iisus Hristos. Întunericul cel mai din afară, zice el, unde este ghena focului. Și focul nu se stinge niciodată. Tot în relația cu Dumnezeu, Salmoxis mai spunea că ființele cu puterea mare a minții îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Deci, iată că... Existența pe care o creează, mai departe... Existența pe care o creează mintea omului nu are limitări, tocmai ca și cea creată de Dumnezeu. Deci... Rațiunea, care e proprietatea sufletului, ține de modul în care omul reflectă pe Dumnezeu în el. Adică îl contemplă pe Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin el. Da, este într-o strânsă relație cu ceea ce spuneam anterior. Mai departe. Iată ce spuneam mai interesant. Departe. Aveți capacitatea de a fi parțial zei. Adică semizei. Adică semizei. Deoarece acolo unde există conștiință, se află identitatea acelei conștiințe. Ființele conștiente sunt conștiința zeilor. Conștiința zeilor. Deci, Dumnezei sunteți. Cine a spus treaba aceasta? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Fiți fii ai lui Dumnezeu. Adică fiți fii ai lui Dumnezeu. A vorbit clar despre fiii diavolului și fiii lui Dumnezeu. Despre oile care cunosc glasul său, adică fiii lui Dumnezeu, și cei care nu recunosc glasul său, adică cei care sunt fiii diavolului. Deci asta a precizat-o Iisus Hristos, a îmbunătățit-o și a perfecționat-o până la ultima treaptă, învățătura respectivă. O recunoaștem. Și despre patimi? Despre patimi spunea să nu cazi în patimi și să-ți înfrânezi pornirile care te istovesc lăsându-te fără vlagă. Deci are o actualitate. Cum aleargă bogat, cum se risipește bogatul în alergăturile sale, zicea Sfântul Apostol Pavel. Cum se risipește bogatul sau Iisus Hristos când se referă la tânărul bogat, care atunci când i-a propus să își lase averea, să vină să-i urmeze lui dacă vrea să fie desăvârșit, fiindcă avea avere multe, avea bogăție multă, s-a întristat și s-a îndepărtat de Hristos, că nu a mai vrut să fie desăvârșit. Și a zis, bogații aceștia, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, că ei se risipesc în alegăturii lor după bogăția deșarta lumii, după slava deșarta lumii. Vedem identități cu trepte diferite de profunzime în învățăturile lui Salmoxis față de învățăturile lui Iisus Hristos, care șezând învăța mulțimile și după aceea le vindeca. Da, aceste învățăminte ale lui Salmoxis nu au rămas doar în perimetrul ocupat de getodaci, ci s-au răspândit în alte zone ale Traciei și de aici... Păi erau de același neam. Același sărăcuții. Neam. Vorbeau o limbă comună. Da, să nu uităm că latina priscă, latina veche, latina bătrână... E limba acestora. Limba dacilor. Și latinii au învățat din această... Deci limba latină... Dar latinii proveneau dintre traci. N-am demonstrat că nordul Italiei a fost civilizat de către traci, când aminte Enea era un neam de-al lor, practic, din Troia. Și da. A înființat Roma. Neamurile lui Enea, urmașii lui, au înființat Roma antică. Și așa mai departe.
câte și mai câte. Am discutat despre lucrurile acestea. Da, bineînțeles. Că... Cine dorește să se informeze, să caute pe internet. Sunt toate informațiile puse acolo și argumentele respective. Vă propun că deja a bătut gongul de sfârșit de emisiune, să continuăm cu mari personalități din istoria românilor. Că sunt voievozi, că sunt mari personalități care au căutat să readucă poporul român la demnitatea strămoșilor lor. Asta vă propun. Cu multă plăcere. Aceasta a fost emisiunea. Vă dorim să vă urmă binecuvântată. Doamne ajută!